Ok, Cristina, ne vedem astăzi să lucrăm pentru Mihail, decedat. Da. Fica ne-a cerut punctele, ne-a cerut sesiunea. Da. Acum o să citesc punctele. Da. Deci a decedat fără suferință medicală. Punctul 1. Cauza ezoterică pentru care, în timpul războiului, a călcat pe o mină, sub zăpadă, și i s-a amputat un picior de sub genunchi, trăind toată viața apoi cu proteză. 2. Ce s-a întâmplat în plan ezoteric când, după o operație de prostată, a fost în pericol să facă embolie, doctorii s-au mobilizat, eu am avut putere ca să-l îngrijesc în spital și a scăpat. 2. Legătura karmică cu mine toată 3. viața... 3, dar a scris tot 2, scuze. Așa, legătura karmică cu mine toată viața a avut grijă de mine, deși nu a existat manifestare emoțională între noi. Așa, 3. 4 este, dar s-a încurcat numerotarea. Legătura cu mama, pe care a îngrijit-o în ultimii 3 ani de viața a ei. 5. Recuperarea tuturor esențelor și a ADN-ului. 6. Ștergerea tuturor semnăturilor energetice de peste tot, a lui și a întregului neam. 7. Nume de spirit și loc de origine. 8. Eliberare din Matrix. 9. Dacă PS-ul lui are să-mi transmită ceva. Acestea sunt punctele pentru tata. Da. Asta este. Ok, încep inducția, Cristina. Da. Simți cum corpul tău se relaxează din ce în ce mai mult și simți cum picioarele tale se îngreunează și cum această greutate urcă până la genunchi, pe coapse, până la bazin. Simți cum spatele tău se îngreunează. Abdomenul este greu. Pieptul este greu. Mâinile sunt grele. Capul greu. Din acest moment, Cristina, vei auzi din afara ta doar vocea mea. Acum voi număra de la 1 la 3, iar tu cauți și te conectezi telepatic cu partea subliminală a lui Mihail. 1, 2, 3. Da, este aici în fața mea, identific partea subliminală, ea este. Încerc voi să lucrăm cu ea și pentru ea. Spune că da, este un pic pierdută, zăpăcită. Da. Haideți să ne facem protecție pentru că simt mixtiuni puternice din afară. Ceva, este o energie, parcă ne blochează, știi? Încearcă să ne blocheze, anulează. Așa. Bun, deci... Am accesat o viață anterioară, mult, a lor, în care partea subliminală este din nou într-un bărbat. Da. Este relativ tânăr, cred că 30 și ceva de ani. Da. Este cu o femeie pe care o identific a fi fosta soție, care... A îngrijit. Da, nu știu, este decedat acum? Da. Da, dacă o văd decedată de asta, așa. Și deci ei se fac parte dintr-o pătură socială, cum să spun, peste medie. Adică văd în jur semnele prosperității economice, da? Casa este foarte frumoasă, foarte aranjată. Sunt și doi copii mici aici. Unul dintre copii, un băiețel bucălat, blondin cu bucle, este cea care ne-a rugat să facem această sesiune, da? Este o legătură și este bolnavă. Așa, este bolnavă de plămâni, știi, și suferă și ei stau la o masă. Cine e băiețelul? Nu. Mama. Mama, da. Mama bolnavă. Da, este foarte bolnavă, este... pală, cadaverică la față palidă. Așa, și el a luat mâinile albe cu
cu, parcă nici nu are sânge, știi, foarte albe mâinile, cu frumoase, cu niște degete lungi, subțiri. Și o privește în ochi și acum mă mângâie pe păr, are un păr negru, dar ți-am zis, este foarte albă. Da. Așa, și spune, dacă aș putea să iau eu suferința ta, spune, nu m-aș îndoi nicio clipă, știi? Se numește Selda, sunt undeva în Spania, așa, și această viață se încheie cu ea prin a muri tânără, boala este de plămân. Da. Deci au dus-o de colo-colo, i-au făcut tratamente, nu s-a putut. El a jelit-o atât de mult, cu toate că erau acei doi copii încă micuți și încât s-a dus după ea, da? Ajuns în planul de dincolo, deci pe ea o încarnează imediat. Cum să spun, îi se dă un corp mai viguros, chipurile ca o plată, știi? O reîntorpează ca o plată, că fostul corp a fost atât de plăpând. Plăpând, da? Și el nu mai găsește, știi? El face un pic de valuri acolo la reîntrupare, știi? Da. Și se spune că chiar dacă pe pământ n-au trecut decât 8 luni de zile, aici timpul se măsoară altfel și ea este deja plecată, da? Și într-adevăr, deci o îi arată, știi, într-adevăr, îi arată, știi, o scenă cu ea că s-a născut deja și are câteva luni, înțelegi, este un băiat în acea viață. Bebeluș. Da, și spune totuși, ca să fii din nou împreună cu ea, spune, dreptul acesta ți-l recâștigi. Aha. El spune că da, știi? Și acum între partea subliminală și simți că ai recâștigat-o vreodată, s-a întâmplat acest lucru și spune de obicei se întâmpla că eu o prindeam după reîntrupări, adică viața lui, viața ei, aceste părți subliminale, viețile ei, deci se încheiau în momentul când cealaltă parte subliminală era deja încarnată, spune. Așa. A urmat o serie, spune, de 8 căutări. Da. Așa, 8 căutări în care și ea, la rândul ei, știa... Căutat. Da, că l-a căutat, așa, pentru că, na, s-au iubit, da. Dincolo și dincolo de materie, cum ar da, veni. Da. Așa, deci nu-și putea explica atracția asta energetică foarte puternică între ei, știi? Când erau în corpuri și când ieșeau imediat și explicau ca dragoste pământească, știi? Da. În fine, înainte de această încarnare, deci se mută acțiunea înainte de această încarnare, deci este o coadă lungă la reîntrupare, dar sunt pe 8 șiruri ei duși și acolo sus urcă cumva, știi, sunt mai lumini, deci e spectacol de lumini aici, da. Sunt ca niște porți așa luminoase, știi, cum sunt acele porți intergalactice, interstelare, știi? Da. Care sunt cu ceva ca o pânză de apă, știi? Și văd partea subliminală stând la al patrulea și din partea stângă, cum ar veni și fiind foarte nerăbdătoare să se ducă iar la reîntrupare, pentru că speră să prindă trenul, înțelegi? Adică este prima dată, noua oară aici, după 8 vieți ratate, unde o poate găsi, da? Unde se pot naște, să spunem, în timpuri simultane și sorții decid ca ei să se găsească. Regăsească. Da. Așa. Dar el de unde avea partea subliminală, de unde avea convingerea asta? O văzuse și pe partea subliminală a fostei soții în acele șiruri? Da, o văzuse mult înainte, dar, cum să spun, la o altă parte, da? Da, da. Așa. Să știi că cei care se recunosc fac ca niște punți de legătură. Da? Da, punțile energetici. Sunt niște punți curcubeu, foarte frumoase. Înțelegi bine că ele sunt parcă tăiate de la mijloc, știi? De o farfecă nevăzută, înțelegi tu. Dar ceva acolo sus notează toate astea, știi?
Așa. Deci ajunge în fața comisiei cum ar veni și stă pe un fotoliu alb, pare a fi foarte modern, știi? Și spun că, uite, în sfârșit a zărit-o, a văzut-o Da. și ei spun, da, spune, este răsplata celorlalte 8 vieți pentru voi doi, veți fi împreună, spune, dar și ea trebuie să-și asume o viață cu suferință ca să vă purificați, să puteți fi apoi din nou împreună. Păi iar suferință tot ea? Așa. Așa. Deci ca să dovedească că sunt demni unul de celălalt cumva. Da. Și zice, tu va trebui să plătești, spune, deci nu cu durere, spune, pentru că tu vei trăi durerea prin intermediul ei, spune. Dar va trebui să plătești fizic, da? Deci îi se spune că va sta fără un picior, știi? Da. Așa, bun. Și că va avea accident în război, va Ah. participa și va rămâne fără. Deci îl acceptă. Partea lui subliminală acceptă chiar și așa, știi? Da, numai Și să fie. da. Și apoi se întrupează, deci știi tu. Da. Restul știi tu, adică știm noi toți. Da. Restul lucrurilor se petrec cum se petrec și iată momentul accidentului. Da. Da, parcă este împins soia pe acolo. Așa. Este o entitate care urmează, deci se mulează pe spatele și pe vibrația lui, înțelegi, și barcă îl împinge. Este clar Da. că îl determină să o ia pe acolo, Da. da? Da. Așa. Pentru că vezi tu o dizabilitate fizică le dă lor multe posibilități, da? Și Ce vezi tu tip de că entitate, Chris? este demoniacă. Da, este Așa. o entitate demoniacă, da? Și Acum, entitatea asta a stat cu ea, cu partea subliminală, pe toată viața, de acolo, măcar începând până la plecare? da, deci nu în sensul că, deci în primul rând, deci să știi că a ales și să-i fie blocat aparatul emoțional cumva, da? Adică inima energetică, văd că are o peliculă toată viața, da? Adică exact ceea ce spunea solicitanta Da. noastră, că a știu că se bazează pe tată, că are ajutor, că totul, dar n-a simțit legătura emoțională. Da. Așa, pentru că chipurile înainte de încarnare i-au cerut să aibă și acest cusur, cum ar veni, ca să determine ca ea, prin iubirea ei pământească, înțeles, să topească această peliculă, cum ar veni, ca Da. să poată fi apoi împreună. În fine. Deci se întâlnesc cu bucurie, cum ar veni, că cunoaște și o recunoaște și pe fiică și își recunoaște și alte părți terțe, în fine, și cu părinții a avut, cum să Carme. spun, da, o legătură karmatică puternică, par cumva l-au sprijinit când el aștepta, el n-a fost niciodată întreg în celelalte vieți, înțelegi? Ah. Nu și-a găsit perechea, cum ar veni, Aha. știi, pământească ideală până la căsnicia asta, știi? Da. Așa, lucrurile se întâmplă cum se întâmplă și el decedează, da? Da. Deci, bineînțeles că pleacă cu gândul să se întâlnească cu ea, da? Ah, tot cu gândul ăsta pleacă, Da, da? da, da. Și ca și urmare, deci conform convingerilor pe care le are sufletul când pleacă din corp și conform a ceea ce așteaptă, deci îl așteaptă entități, una dintre ele este cu holograma ei, îl ia de mână Da. și îi spune că bine au venit și să plece împreună, așa, celelalte în fel de cor care cântă, care așa și se deschid cerurile și se duce acolo. Dar surpriză, știi, când ajunge acolo, spune că, uite, ea n-a fost chiar cum trebuie, știi, și o vede într-un fel de bulă de spumă, așa, unde ea pare că merge într-o pădure, parcă aceea de la Hoiu Baciu.
Da. Adică fără de sfârșit, rătăcind așa, fără direcție și spune, până când ea nu înțelege că, deci acea rătăcire, acea pădure este capcana propriei minți, de unde minte Da. aici, nu știu, așa, deci a propriei, cum să spun, Cum? ce, da, propriile amintiri. Și Da. nu înțelege să se elibereze din ele, nu pot fi împreună. Și atunci ea spune și eu ce aș putea să fac. Spune tu trebuie să-i transmiți, dar de la distanță, spune, și ne să vedem cum le prelucrează. Știi? Deci îi pun sub un fel de observație, da? Da. Așa. Pare se că până la urmă el n-a fost un bun observator. Așa ea s-a terminat de rătăcit, pentru că îi văd ambalați, ca și corpuri subtile, înțelegi, într-o mare de corpuri subtile, așezați frumos pe niște șiruri, înțelegi, ca pe niște paturi suprapuse pe trei rânduri, ca și cum ar fi niște oameni congelați, așa arată. Dar sunt, bineînțeles, translucizi și domină albastru, albastru culoarea sufletului, știi? Da. Deci tot Acolo se... suflete, adică Da, acolo. și sunt prinși aici de cap, da? Și zici, este o entitate, bineînțeles, care bagă de seamă, sunt ele mai multe, dar știi în șira lor cum ar veni și întreb această entitate, mi-a spus că n-ai voie aici să te uiți. Și zic, de ce n-am voie? Spune, pentru că aici ești în planul morților, iar tu ești vie, mi-a spus. Și zic, da, dar cei vii din familia celor care au fost aici, zic, m-au trimis, pentru că eu pot călători dincolo de materie, să văd ce este cu ei. Și ei, deci, cere răscumpărare. Și zic, dau ceva. Și zic, i-a spus, nu-ți dau nimic. Zic, uite, eu sunt o altfel de parte subliminală, care sunt curajoasă, așa, și îmi Și cunosc conștientă drepturile. și Așa, și da. îmi cunosc drepturile. Zic, mie nu mi-este teamă să călătoresc și printre vii și printre morți, pentru că bariera asta este pusă numai de Voi. mințile noastre fizice, iar Da. mințile noastre fizice n-au ce căuta aici. Și zic, de ce îi țineți aici? Și spune că îi reprogramăm Pentru? pentru următoarele întrupări. Deci toate aceste ființe eterice, cum ar veni, Da. subtile de aici, Părți subtiloetericele, subliminale. așa, deci sunt pregătite pentru ceea ce va fi să fie oastea Domnului. Așa. Spune că în 2110 ei vor fi, cum să spun, pregătiți pentru război. Și Război știi, cu cine deci o să războiască? cu celelalte rase, din cât înțeleg, pentru Da. supremație, spune. Spune Dar că ce treabă? Au scris entitatea asta, ce fel de entitate? Înger? da, din asta văluroasă, da. Da, este oștean. Oștean. Adică gardian este, da. Sunt Vrei să cum îl cheam? Ona. ONA. Da. Vrea să vorbim cu ea un pic? Cu el? Ce-o fi? Bine că nu-l cheamă cu el la urmă și Da. se supără. Da. Păi să vorbim, să vedem ce ne spune ei. Bine, te pregătești? Da. Mor de la 1 la 3 și lași pe îngerul, oșteanu, gardianul, Ona, să vorbească. 1, 2, 3. Gardianul Ona. Da. Uite, cum ți-a explicat colega mea, că suntem aici trimise de fica părții subliminale, pentru că na, vrea să știe ce se întâmplă, fostul tată, da? Voi, pământenii, nu înțelegeți un lucru, că părțile subliminale care se află aici în genere, cele care trec de pragul așa zisei morți terestre, voi nu trebuie să vă mai interesați de ele. Trebuie să faceți acele lucruri
care sunt scrise, da, în cărțile sfinte pentru ei, da. Să le faceți acele lucruri ca să-i ajutați, dar în rest voi nu trebuie să încercați să contactați, pentru că lucrurile pe care le aflați s-ar putea să nu vă placă. Deci Păi și ce, ne fiecare, asumăm riscul? Pentru fiecare, că noi adică suntem părți subliminale care simțim. este o încălcare a legilor divine să încerci să iei legătura cu un suflet care a trecut dincolo de pragul morții. Da? Adică ele au treburile lor de făcut, înțelegi? Și voi cu intervențiile voastre, nu numai voi, tu și ea, prin care în genere cei curioși, să spunem, deci perturbați programele lor. Ale voastre, adică. Programele în care sunt ele, da. Da, și programele sunt create de voi. Tu și șefii Deci, tăi și alte rase extraterestre. eu nu mi-asum răspunderea că am creat vreun program, Tu ci nu, tu execuți, că ești o executant. misiune, exact, Da. Așa. Am înțeles până aici ce îmi spui, dar știi ce, am o neclaritate? În sensul că, vezi tu, noi, deci trebuie să facem acele lucruri, cum scrie în cartea voastră, care ați transmis-o prin instituția biserică sau biserici, că să facem acele lucruri, acele ritualuri și ce sunt pentru cei decedați, dar întrebarea mea era, la ce folosești? La ce vă folosesc? La ce folosește părții subliminale acele ritualuri și... La întărirea legăturilor de familie. Păi dacă întărirea legăturilor de familie, spui, da, dar în același timp nu avem voie să ne interesăm de ei pentru că sunt tot legăturile de familie, da? Ceea ce am trăit, cei de aici, Deci rudele. legăturile de familie se mențin, da, prin aceste ritualuri. Deci este ca și cum v-ați lega unii de alții, înțelegi, într-un centru și de aici încolo, dacă cei mari decid, deci veți fi iarăși împreună în alte vieți. Adică să ne legăm, să întărim legăturile între membrii unei familii, ne legăm la un centru, un egregor, acolo, condus de o entitate, de o rasă, cum sunteți voi, ca în continuare energiile noastre, ale părților subliminale, a celor vii sau a celor plecați în tărâmul celălalt, să dăm energii, da? Da, Către egregor, să alimentăm egregorul. și apoi această parte subliminală care a fost un bărbat, da? Deci el este abia la al treilea nivel de înțelegere. Deci mai are patru niveluri de înțelegere, da? Și deci activitatea lor este grav perturbată de aceste intervenții. Nici n-a trecut de nivelul 7, deci de la nivelul 7 încolo este cât de cât, cum ar veni, are amintiri și este mai conștient acum, este în prelucrare. Păi da, că acum e la somn, face nani, acum, nu? Nu m-am putea spune că face nani, deci oarece atenții Conștiență sunt, are? da, conștiința are atât cât trebuie să aibă în acest program. Iar denumirea de egregor pe legăturile sfinte de familie, să știi că nu mi-a plăcut. Nu? Nu. Auzi, da. Ritualurile astea post-mortem ale către o parte subliminală pe care trebuie să le facă membrii familiei rămase. Cu ce ajută părții subliminale? Asta vreau să-mi răspund. Că facem, Deci, că stărește legăturile, am înțeles. energiile care le transmite prin aceste ritualuri, cum spui tu, de legare, da? Dar eu nu le spun la un egregor, ci la legătura sfântă de familie, da? Deci, Sfânt, energiile. scuze, hai, termina aici și după aia Da, luăm cealaltă, da? deci energiile acestea, deci, ajută partea subliminală în sensul că deci nu se mai ia de la ea, ci se iau și de la ceilalți. Energiile, da? Da, Adică adică suplimentează, adică membrii familiei trebuie să ajute partea subliminală să dea ei energie mai multă, că partea da, subliminală nu prea și mai da. Și poate să în plus este o promisiune pentru toți, da, producă. pentru partea subliminală prin
ritualurile asupra mormântului corpului, da? De care rămâne legat cel puțin un aspect 7 ani, lichid. La asta mă refer, la nivelul de... Așa, deci este între al treilea și al patrulea an abia, da? Deci mai are ani până când să se desprindă, pentru că ei au conștientizare acolo unde îi vede cea care, prin care vorbesc, au conștientizarea ce devin pământește. Bine, nu la tot se aplică acest program. Asta este unul din programe, da? Depinde. Adică vezi tu, el a suferit în ultima viață, știi, a avut acel accident și deci este cumva iertat și este băgat în acest program, și pentru că corpul lui a fost atât de afectat, vezi tu, îi se va da nu un corp fizic, ci un corp eteric indestructibil, știi? Da, ca să participe la războiul, tot ea de acolo, și la războiul din 2100. Sau când era. Vârful va fi în 117 și vârful bătăriei, știi că noi putem prevedea un pic evenimente, desfășurarea lor, bine, depinde de N factor și aici, că este discutabil oricum, da, deci nu văd importanța majoră, maximă, altor rase, înțelegi, în această zonă din univers, încât să învingă... Păi șeful vostru e cel mai tare aici, e da, lider. Da. Da. Are, de ce e cel mai tare? Are cele mai multe părți subliminale acaparate? Și cea mai bună metodă, religiile astea puse la punct aici, de interferare pe Terra. Deci dacă acolo religiile, cum spui tu, sistem de interferare, este un sistem de menținere, de chemare în program și menținere în programul lui. În genere, vezi tu și pe Terra la voi acolo, în viețile voastre, atât de dureroase, să spunem. Așa, deci... Până la urmă te aliezi cu cel care știe un pic că va câștiga și este mai puternic, nu-i așa? Până la urmă, după mine, nu trebuie avantaj să te aliezi cu nimeni. Pe o parte subliminală, conștientă, așa gândesc eu și mai mulți, că suntem mai mulți care gândim așa, că nu trebuie să te aliezi cu nimeni, nu ai nevoie de ajutorul nimănui, ci trebuie să te aliezi cu tine însăți. Da? Cu conștiința ta, cea adevărată, care îți dă informațiile cele mai plauzibile, cele mai adevărate, da? Nu trebuie să te aliezi, n-ai nevoie să te aliezi cu nimeni, că nu suntem aici, până la urmă ce suntem aici trimiși? Și noi știm că suntem trimiși în ferma Terra, da? Și că toate luptele sale voastre, de fapt, în eteric, pe părțile subliminale. Auzi, vreau să te întreb, ia spune-mi, atunci când partea subliminală, omul, când omul Mihail a fost trimis pe front, a fost împins ca să calce pe mina aceea să-i fie distrus piciorul, cine l-a împins? O entitate l-a împins? Erai tu sau altcineva? Ia uite-te. Nu era altă entitate, este ceea ce am putea numi contrabalansul, da? Deci făcea parte din contract, da? Asta. Da, deci a fi într-un corp fizic, da, mai ales într-un design uman, da, deci a fi într-un corp fizic, să știi că acest corp nu, cum să spun, nu ți-l câștigi pur și simplu prin dreptul că ești suflet și vii la întrupare. Deci trebuie practic plătit toată viața, da? Corpul ăsta. Și, da. Păi ce corpurile astea? Cine le-a creat? Corpurile oamenilor, cine le-au creat aici pe Terra? Voi? Și noi sunt alte mai rase, multe rase, da? mai multe modificări, da. Au modificat Anunnaki. Așa, reptilienii iarăși au modificat, fiecare a făcut ce a vrut în interesul ei ca rasă, da? Fiecare rasă. Cu corpurile astea umane. Bine, da, bineînțeles, încălcând designul și cuvântul Domnului, multe rase. Păi și Domnul le-a lăsat? Că doar Domnul e suveran aici pe... Le-a lăsat ca să planeta asta vadă, să spunem, în prostia lor ce defecte o să aibă și până la urmă să intervine la momentul oportun. Și acum războiul de ce? Hai să vedem despre războiul ăsta. În 2100 cu vârf, în 2117, care e planificat, de ce vă războiți? Voi cu cine? Domnul cu cine se războiește?
Deci va nimici toate celelalte rase care au importanță. Pe Terra, da? Uită-te la ceea ce se întâmplă. Deci, Satana nu trebuie să conducă. Are și Satana destui adepți pe Terra și păr subliminale luate. Da. Are. Auzi, mai spui încă ceva, că atât te mai întreb. Mai am o nelămurire, zici că să nu numesc egregor, da? Ceea ce acolo unde dăm noi energie. Anulez, că eu nu mai dau și nici mulți nu mai dau. Tu de ce iubești pe a tăi din familia ta? De ce iubești? Îi Doar iubesc deci pentru că aici ei mi-au dat naștere, ei m-au crescut, ei au avut grijă de mine și educația mea și până la această vârstă, da? Și sunt niște legături în care voi, înțelegând acum, așa, voi ne băgați în aceste legături de da, familie ca să deci ne vezi, interferați, să ne interferăm unii pe alții. Vă ajută vouă. deci ești perfectă pentru egregor, cum îi spui tu. Dar stai puțin, deci aici aveam eu nelămurirea. De ce? Tu zici că nu e egregor și că e greșit, așa cum numesc eu, și că este sfânt. Sfânt, ce, cuvântul ăsta sfânt, legătură sfântă. Legătura de familie este sfântă pentru că este programată de marele programator, care Așa. este tatăl. Așa, dar ce înseamnă sfânt? Cuvântul sfânt, definește-mi-l. Este ceva divin dincolo de ceea ce există în mod obișnuit. Deci pornește direct de la Zeu. divinitatea în sine, da. De la zeu, da? Deci, zei sunt mulți, ăsta este Dumnezeu. Asta e Dumnezeu, da? Auzi, dar și Satan se consideră Dumnezeu, e și el sfânt? Pentru cei care. Păi, tocmai am spus că ceilalți, deci, sunt zei, da? Dar Dumnezeu este unul. Deci, se consideră el, dar nu se consideră sfânt. El, dimpotrivă, combate sfințenia, da? Și ca Înțeleg. o reacție, unele părți subliminale se lasă prostite de această entitate. Auzi, dar Mai. aveți vreo legătură de rudenie între voi, ca rase? Voi cu Satan, cu Lucifer, cu ăștia, zei ăștia. Provin din tatăl? Provin din durerea tatălui. Tatăl are dureri? Simte tatăl? Că am văzut în alte sesiuni că nu simte nimic. Strează. Era tatăl, l-am văzut uneori și zeii ăștia la mese care jucau părțile subliminale, fac schimburi, da? Dă-mi mie pe alea contra partide. A avut dureri și le-a eliminat prin el. Păi atât mai am, ultima întrebare. Deci voi o să aveți război cu ăștia, da? Care să-i scoateți și pe Satan și pe alți zei din influența lor pe Terra. Și băgați, o să lupte în războiul ăsta, oastea asta de părți subliminale, care, unde stă și acum partea noastră subliminală. Îi pregătiți acolo, le ștergeți memoriile, sunt în pregătire. Și o să le dați corpuri eterne, da? Eterne este mult spus. E mult spus. Niște corpuri care ar trăi mai mult în alea, niște some, să le spunem, da? Deci, ce-ar trăi pe pământ 7 ani, aici ar 7.000 de ani, aici ar 3 7 ani, să spunem, da? Fac o echivalență așa ca să se Da. face. Auzi, dar ideea era asta, te întrebam. De ce în războaiele astea trebuie să lupte părțile subliminale, în războaiele voastre, al lui Pentru că Tactu, care trebuie să lupte cu voia? acțiunea acestui război este ceea ce se va întâmpla acolo pe Terra, da?
Dacă era după tatăl, el făcea de mare setare a rase umane. Deci a ajuns într-un loc complicat, înțelegi, în care punțile de despărțire sunt foarte subțiri și tind a fi absorbite, da? Nu, dar Deci zic în războaiele astea, oamenii nu de mai ce au nu vă trimiți? credință. Da, n-au credință. În războaiele astea, de ce nu le faceți taică tot? De ce nu le face cu voi? Pentru că nu sunt, Îngerii lui, de ce nu trebuie sunt, părțile deci subliminale? el stă foarte bine în cerurile lui, da? Voi acolo jos nu stați bine. Și vă interesează pe voi, că văd că aveți, uite, când ne Pentru, trimiteți din deci scenarii, este răspunderea noastră. auzi, când ne trimiteți în vieți pe Terra, uite partea asta subliminală, o vieți de căutare. Uite când în război a făcut, trimiteți cu carme și scenarii de viață în care să suferim. Acum vă doare unde? Vă doare că noi nu stăm bine. Nu Păi stăm sigur, bine din păi perspectiva sigur. voastră, că ne-au Păi luat nu alții să... zei și nu mai puteți voi să luați atâtea părți Exact și subliminale. Papa! deci al zei, deci asta înseamnă decăderea sufletului, da? Da? Deci noi vă ajutăm. Noi vă Da. ajutăm și vrem să vă Să ne ținem trimiteți la război, lucrurile. anulez. Cum ne ajutați? Ne băgați în războaie pe acolo, prin ceruri, pe unde, că iaduri sunt și acolo. Numai ceruri nu sunt. Ești atât de parcă ai fi făcut parte din războaie. Nu, am avut războaie aici, pe Terra, și am văzut câtă suferință, da? Eu nu am participat, că în viața aceasta o fi participat. Îți dai seama că am participat și eu pe câte războaie, pe unde, așa. Dar văd câtă suferință generează un război. Tot suferință, tot nenorocire. Ce e asta? Ce programe sunt astea de un tată sfânt care trimite aceste părți subliminale fără pic L de nimic? locul sufletului oriunde trebuie câștigat. Și asta este ultimul lucru pe care îl vorbim. Bine. Voi număra de la 1 la 3, mă las cu Cristina. 1, 2, 3. Deci, Da. în concluzie, deci Da. nu ajunge că ne bagă în carme cum vorbește așa. Da. Deci, practic, dacă stăm să gândim un pic, Eleonora, cu mintea sufletului, bineînțeles, așa, prin mințile noastre ca suflete, practic toată viața plătim acest corp pe care îl avem acolo, fizic, da? Și Pentru că toată... locul ca suflet trebuie să-l câștigă. Mai auzit ce a La, zis? deci, în afară de asta, deci chiar noi plătim aceste corpuri. Noi le plătim pentru că toată viața muncim pentru ele, să le Da, creștem, da. să le Să întreținem, le să mâncăm, întreținem, să... să le cazăm și așa mai Da. Da, departe. ele, aceste Deci, corpuri au necesități și ne dau tot da. ceea ce facem, da? Ne Deci, ocupă cred că tot timpul, Crist, ca să zicem așa, aceste corpuri. da. Deci, într-adevăr, cum să spun, cumpărăm corpurile astea, așa, cu sudoarea frunții noastre. Da. Partea subliminală, Chris, a auzit și a înțeles ce am toată această discuție? Nu numai a auzit mai multe părți De subliminale. acolo, da, care erau în Da, pregătire. deci s-a dat un fel de alarmă. Asta mi-a spus gardianul, Ona mi-a spus să iau partea subliminală să dispar de aici. Ah. Așa, dacă vrea și ea să meargă cu mine, să plecăm. Să plecăm că i-am sculat toți morții cum ar veni. Aha. Îmi pun partea subliminală să transmită informație, Da. da? Întreb dacă ea, partea ei subliminală, este aia ce îmi spune că nu, pentru că este blocată în acea pădure, fără de sfârșit încă. E în I-am vis. zis da și zic că transmite informație și spune să se rupă. Zice O că să-i soții, de aia vorbim, da? da, deci Așa. practic, deci fiecare durere, propriile ei dureri, creează acei pomii, acel cer cenușiu, acel sol cenușiu unde ea rătăcește, sunt durerile ei, spaimele ei din viața trecută. Și am spus să-i comunice informația, să-i dea informații și din alte sesiuni pe care Da. le dăm noi, așa, și o să mergem într-un portal neutru. Da. Vă număr eu sau vă duceți voi? Nu, ne-am dus deja. Așa. Acum suntem aici. Da, zice că
ADN-ul ei original ca și partea subliminală, deci locul acestui Da. suflet de la prima experiență cum ar veni, este o planetă care se numește Talmenia. Talmenia, așa. Da. Și galaxie? Dacă știi. Îți Nois cu amintești. Y. Este undeva prin norul Magellan, înspre stânga, înspre Orion, în jos, stânga piciorul din jos, spune. Spune că acolo sunt puzderii de lume. Deci Da. este o aglomerație de neînchipuit, Aia. înțelegi? Dar acele lumi frumoase și-au câștigat de mult independența, da? Pentru că timpul înspre centrul acelui spațiu și marginile care constituie una din margini și galaxiile noastre, spune, a fost încetinit, stopat și decalat. Deci, ca să înțeleg, Cris, că tip entități de gen Domnul și ce mai sunt, cam prin marginile galaxiilor sunt. Da, deci este într-o Ce au parte. mai apucat? Da, este o parte a Universului, înțelege aici, blocată în experiența asta. Și asta pentru că aici sunt lumi mai noi generate, da? Au fost mai noi față de cele din mijlocul galaxiei. Vezi tu, deci, Mai tinere. toate lecțiile învățate de ei când au fost învinși de-a rândul lor, și nu mă refer numai la rasa asta, ci în genere, da? Deci dacă sufletele au învățat ceva și entitățile în sine au învățat mult. Da, Deci sigur. și-au reprogramat, știi? Deci au creat acea parte de lume unde suntem noi, înțelegi, în așa mod încât să creeze dependențe puternice. Să vrei să te întorci Să acolo. vrei să te întorci, Să-i da. De cauți pe asta, cei apropo de dragi, familia așa, care se da. bagă ei în acest sistem familie, de multe, da? Da. Ok. Adică una este familia de suflete, deci Da. cloudul de suflete care vine și asta se poate numi într-adevăr o familie cu ramurile lor și una este ceea ce au generat amestecând acolo. Amestecând este, cum să spun, ca o mașinărie care are tuburi cu înscris, înțelegi? Și deci generează aleatoriu în funcție de funcțiile pe care le are fiecare parte subliminală. Când a fost scanată, știi, la scannerul când a venit în lumile astea joase, știi, și le generează aleator. Deci închipuiți-vă că așa este programul, ca niște tuburi inscripționate și se dă o căutare cum ar veni. Și ele alcătuiesc un mini egregor sau max egregor, o Da. familie, o adunare, un neam. Da. Așa. Așa. Deci partea subliminală este de pe această planetă. Pe planetă ce era? Umanoid? Cum erau pe planeta Android? Da, umanoi și văd în genere micuți, ca și statură, înțelegi, au o conformație mai specială a spatelui, da? Deci Da. este un pic adus, iar, cum să spun, privind de spate, spatele lor arată ca o inimă mare, deci n-au umerii drepți ca noștri. Aha, rotunzi Sunt, așa, da, sunt, rotunjiți. da, ca părțile unei inimi desenate, așa sunt, da? Sunt de ambele sexe? Da, sunt de ambele sexe, dar nu văd o înmulțire sexuală la ei. Mai degrabă o experiență de generare a energiilor. De sunt de două sexe, știi? Da. Adică cele sufletele care și-au dorit să experimenteze mai mult energia feminină sunt într-o femeie și celelalte într-un bărbat. Da, lumea asta, planeta asta e energetică, semifizică, fizică. Deci, acum
are niveluri de energie de la 4, înțelegi, mai este încă menținut 4 ca sufletele să vină acasă, înțelegi? Da, adică, Ca și carantină, să zicem. da, sunt suflete, de exemplu, de la ei, deci blocați în lumi joase, care nu ar înțelege direct, știi, de la 5 de sus, și atunci ei mențin un patru spital, să spun, în care sufletul, deci, vede încă acel corp, știi, de unde a plecat, acel tip de corp, acel design pe care l-a avut când a plecat, recunoaște, se identifică și se reintegrează, vindecă. Așa. Și acum să vedem, deci, când partea subliminală, înainte de a pleca de pe planetă, cum a plecat și de ce a plecat. Asta a fost voința lor, să călătorească. Deci ei și-au... Au încurcat-o undeva pe lângă Alcyone. Da. Știi? Într-o călătorie, da? Deci au urmărit-o navă Liriana, au vrut să ia legătura cu ei, li s-a dedublat realitatea, cum ar veni, și au intrat într-o realitate simultană, paralelă, în care ei au fost ținuți o vreme blocați, înțelegi, de posedați de conștiința lor, cum ar veni, și apoi au fost duși, pentru că nu se supuneau, într-o închisoare de pe Europe și apoi reciclați prin diverse planete și misiuni. Cristina, deci i-au plecat să se plimb. Ai zi. Se numea Ostelin Numele lui, cu da? Y, da? Era preponderent masculin, ca parte, ca corp a Da, fost. deci momentul plecării îl găsim într-o ființă de tip masculin. Deci a vrut să exerseze energia masculină, da? Da. Și au vrut să plece să exploreze? Asta vreau să întreb. Da. Deci ei mai făceau un fel de călătorii, deci galactoistorice, în care vreau să-și scrie și propriul poziția lor, locul lor în acea lume imensă, da? Deși au fost avertizați, pentru că erau aglomerări de planete, 4, 5, 5, 6, poate 10, poate 20, știi, în jurul unor sori acolo, un fel de mini-galaxii în galaxii, așa? Și deci au fost avertizați de că curiozitatea costă, sufletele sunt curajoase și se aruncă. Da, și curioase. Erau suflete cu eu mai acolo, pe planetă, mai tinere, să zicem, în corpuri mai tinere, Da, când adică au vrut să aveau exploreze. o vârstă cam ceva la echivalentul cu 30 de ani terestri, înțelegi? Când cumva tinerețea, știi, copilăria s-a terminat și intervine maturitatea cu toate semnele ei, să spunem. Da. Câți au plecat, Chris, în astfel de expediții? Deci, echipele sunt de tip monadă și sunt 12. De fapt, sunt 3-6 un fel de stoluri, înțelegi? Deci fiecare navă avea 12 componenți. Acum Se partea. pare că fiecare vehicul pe care îl conduceau avea nevoie de energie de la 12 părți subliminale. Cristina, acum aș vrea ca partea subliminală să transmită informația la toți cei de-ai lui care sunt plecați, încă nu s-au întors. Da, a transmis și ei, să știi că ea este dintr-o lume apropiată, tot din această zonă, înțelegi? Și dar ei n-au plecat după căutări, ci au plecat după cu alte treburi. A transmis tuturor sufletelor pe care le-a atins vreodată în experiențele ei, oriunde ar fi fost,
în orice timp, spațiu sau loc și în afara lor. Și din orice timp, spațiu sau loc, de pe orice linie temporală, din trecut, prezent sau viitor, și din afara timpurilor și din afara spațiilor, încetează orice colaborare cu orice ființă de înaltă sau de joasă vibrație care nu are în vedere cel mai bun interes al ei ca și partea subliminală și la urma urmei respectarea planului inițial pentru care a venit în aceste experiențe, da? Și ca urmare merge să șteargă liniile genetice. Da. Pentru că pur și simplu le taie cu o sabie de lumină. Da. Spune că aceste legături fals genetice fac atât de rău încât nu ne putem închipui cum ar veni. Și spune bine că de undeva, spune dintr-un unghi de vedere, practic, binele și răul se contopesc, știi? Da. Și zice și dacă scopul final este ca noi rasele să ne cunoaștem între noi, spune, și să mai fim părțiți pe categorii de rase și să ne recunoaștem numai pe o bază pur energetică de iubire, spune. Și atunci dizolvă, spune, îmi șterg datele, spune, din puțul, registră. Da, și din puțul comun, adică de acolo de unde pun toate rasele ADN-ul, să fie ADN-ul multip, care chipurile, știi, într-adevăr, cum să spun, dacă ai un anume ADN-ul și așa, tu nu poți să trăiești pe o planetă densă, da, cum este Terra, știi? Da. Deci este jumătate minciună acest lucru, da. Da. Dar la fel de bine, deci vezi tu cândva, deci aici fântâna asta de ADN a fost un lucru bun. Dar a fost ca toate lucrurile bune, să spunem, lucrurile pozitive, pervertite, da? Da. În interesul lor, da? Da. Bun. Și în definitiv, Chris, de ce trebuie să iei ADN multiplu ca să te, ca să, bine, asta entitățile au interes să mergi să experimentezi, să poți experimenta pe într-un anumit mediu, planetă, galaxie, când dacă nu se potrivește ADN-ul tău, n-ai ce căuta acolo, nu? Și dacă partea subliminală totuși vrea să păi facă o experiență zic, acolo, da. Ai vezi, atunci în genere, după și dacă asta se întâmplă lucrurile. Da, da, da. Da. Așa. A făcut-o. Da, acum, a făcut-o. Da, să se recalibreze matricea, matricea originală, asta, originară, da. Da. A făcut-o acum să-și verifice toate semnăturile de ADN și toate părțile sufletești de oriunde ar fi. Știi cum s-a retras de lângă mormânt de unde se uita din planul acela? Da. Cum retragi pistonul la o siringă. Exact. Da. Da. Pur și simplu. Deci, acel s-a corp, resorbit în, da, da, ar veni, da? Ființa originală. În ființa, da, originală. Acel corp care stă acolo, știi, și din când în când se uita la ce, deci să supui partea subliminală, să supui să-și vadă corpul mâncat de vierme, descompunându-se, da? Descompunându-se, da? Ca, cum să spun? Ca să barbarie. Da, ca să stea în vibrații joase, da? Da. Ca să, deci, e ca o metodă, o garanție, da, a lor că nu, un sadist, nu scapă. Sadist, este sadist. Da, sadist. După ce toată viața anulăm, plătești și anulezi și tot ce o spus să l-a primit. Că am uitat, anulezi toate cuvintele, da, 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 cu divinitate și așa mai departe. Socială, și cu titulatura, așa. Bun, anulezi energia acelor cuvinte. Așa, Chris, deci partea subliminală s-a recalibrat în matricea originală. Da, să știi că au, cum să spun, sunt și bucuroase, luminoase, așa, dar au oarece maturitate, o seriozitate un pic, să spun. Acum părțile subliminale, zici. Da, 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 da. Chris, mai hai să vă canalizăm un pic la sfârșit partea subliminală, da? Da, da. Și apoi ne pregătim. Număr de la 1 la 3 și lași partea subliminală să vorbească. 1, 2, 3. Partea subliminală. Da. Aveam aici, mai aveam de la fiica ta,
care ți-a cerut această sesiune, ne mai întreba, din punct de vedere ezoteric, ce s-a întâmplat când ai suferit o operație ca Mihail, o operație la prostată, dacă cineva a produs, a provocat această operație sau că ea te-a îngrijit, fiica. Mai degrabă, cum să spun, este o văd ca o uzură fizică, înțelegi? Ca o generare de energie care s-au dus prin acele chakre, prin acele locuri. Parte din ele sunt și modul greșit în care abordam, să spunem, trăirea vieții pe pământ cu alimentația și așa mai departe. Da. Dar embolia, deci este exact o amintire, practic, inserată din amintirile ei când a murit în acea viață. Așa. Deci, pentru că m-am simțit... Din amintirile soției vorbești. Da, da, pentru că m-am simțit rău, înțelegi, da. Din punct de vedere fizic. Bineînțeles că am ieșit afară din corp și deci partea subliminală, sufletul, când iese afară din corp, se duce în locurile, întâi eram noi inconștienți acolo, și se alipește de cine cunoaște, da? Și m-au făcut să accesez, practic, modul morții, înțelegi? O parte din modul morții. Și intrând în acele energii, am transmis corpului fizic. Și, practic, bine că era determinat să-i ajut, știi? Da. Dar i-am ajutat, cum ar veni, într-un mod nesperat, da? Atunci, practic, am negociat puțin dacă să plec sau nu. Și totuși ei m-au întors, înțelegi? Au spus că să mai rămân, că mai am lucruri de făcut. Da. Egregor delegat. De, da, de, și de alimentat, da? Da. Acum partea, fiica, fosta ta fiică din viața ultimă, ne-a mai întrebat dacă ai ceva să-i transmiți personal. Da, vreau să-i transmit așa, să fie foarte lucidă, da, să se țină toți tare pe poziție, să nu facă foarte multe atașamente, pentru că vezi tu, lucrurile nu sunt ce par a fi acolo. Așa, și le mulțumesc pentru tovărășie, că i-am cunoscut, că a existat până la urmă o parte frumoasă a acestei legături între noi și mai ales că m-a ajutat în această ghidare ca eu să-mi găsesc locul original. Și libertate. Da. Aici, deci, libertatea ca și cuvânt caut capătă un sens nou, da? Deci nu poți să știi ce este libertatea până când nu te întorci în matca ta. Da. Abia acolo înțelegi ce înseamnă cu adevărat. Libertatea nu poate exista atâta timp cât tu ai un corp fizic, din păcate. Pentru și că... ești în medie atât de dense și sub influența atâtor entități. Chiar dacă ai fi în medii dense și cu entitățile ca esență liberă, cu adevărat liberă, te poți lupta, dar acolo ei au grijă să-ți creezi tot atâtea nevoi câte libertăți crezi tu. Așa. Okay. Oricum, deci există speranța ca toate părțile subliminale, sufletele, să plece conștiente și să nu se mai lese păcălite. Cum m-am lăsat eu păcălită. Există speranța dacă în viața fizică conștientizezi și faci ce ai de făcut tu ca om, da? Adică, și ajuți partea subliminală. Adică până la urmă trebuie să iei lucrurile în serios acolo, da? Dacă tu vezi lucrurile din punctul de vedere al unui joc, știu că este dureros ca cei cu corpuri de carne să auziți acest. Privește-l ca un joc, l-ai jucat cât ai putut de frumos și apoi te-ai desprins. Și lasă ceilalți jucători să joace în continuare jocul în modul lor până când înțeleg unul câte unul. Ceea ce poți tu să faci dincolo este să le transmiți. Unii primesc, unii nu primesc. Dar nu poți să intervin în mod brutal, nicăieri. Da.
Nu se Nicăieri. intervine oricum în mod Deci, brutal, că dacă se intervenea în mod brutal, se încălca liberul arbitru al fiecărei părți Deci, subliminale, nu? dacă eu nu mi-aș fi dorit să mă aflu aici și acum și aș fi dorit în continuare să stau în jocurile lor, eu refuzam această. Acordul pentru Da, da, această da, sesiune, da? da, da. Ok. Cam asta ar fi. Eu o să număr de la 1 la 3 să mă lași cu Cristina. Vreau să-ți mulțumesc pentru toată această călătorie și să-ți doresc cel mai curat drum în lumina pură adevărat. O să număr de la 1 la 3. 1, 2, 3. Da. Atâta pace inspiră, cum să spun. Armonie, împăcare cu sine. Deci, nu putem înțelege acolo rosele unor împăcare astea de sine. Adică este momentul când toate ți se deschid și tu înțelegi că ești la fel de bătrân ca și Universul. Că de fapt în tine sunt înscrise toate și toate acestea, tot ceea ce ți s-a întâmplat. Chiar dacă acolo jos ți se par dureroase, enervante și așa mai departe, aici au un rost. Deci toate au fost un punct de plecare de la A la B, știi, și drumul acela de la A la B trebuia L-ai să fie parcurs. parcurs ca tu să te afli în ce acum. Da. Ok, Chris. Lăsăm partea subliminală aici, unde este, Da. pe drumul ei. Eu nu sunt număr de la 1 la 3 și tu vii aici și acum, da? Da. 1, 2, 3. Da, sunt aici. Ok. Noi ne tăiem toate legăturile, Cristina, care s-au creat de-a lungul acestei investigații. Da. Ne anulăm înțelegerea pe care am făcut-o cu Mihaela. Ne închidem toate canalele și portalurile. Da, adunăm toate Nano. toate rezidurile energetice și toți nanoboții nebenefici, toate orice altceva a mai rezultat din acțiunile astea, le punem grămăjoar și le topim. Da. Așa ne despărțim părțile eterice. Le Și adunăm tot pierdălăm. orice parte. Da. Aici opresc înregistrarea.